Râsete și voie bună astăzi în sala mare a Consiliului Județean. Mii de copii au vizionat în mai multe serii filme de maximum 3 minute în cadrul Festivalului Internațional de Scurtmetraj, organizat în premieră în județul nostru. Elevi buzoieni au participat astăzi la Festivalul Internațional de Scurtmetraj. Ei au avut ocazia să vadă filme de animație din toate colțurile lumii. Am fost la Festivalul de Film Internațional. Mie mi-a plăcut cel mai mult filmul cu baloanele. Ce s-a întâmplat acolo? Doi cățeluși au dansat tango și m-a amuzat acest lucru și mi-a plăcut cel mai mult. O să mai vii? O să mai vin la aceste spectacole pentru că sunt educative și sunt foarte frumoase. Cel mai mult dintre toate filmele mi-a plăcut filmul în care câinele stătea în mașină, iar omul tot încerca să-l sperie. Dar până la urmă s-au speriat amândoi. Sunt din America și sunt clasa a doua și am venit la festivalul de film internațional de scurtmetraj pentru că e super frumos și m-am distrat, m-am relaxat. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut filmul cu primul, era de râs, cu pălăria neagră. Să mai vin când mă anunță cineva. Pentru prima dată la Buzău se organizează Festivalul Internațional de Scurtmetraj, un eveniment internațional propus de către Institutul Francez din România, Organizația Internațională a Francofoniei. Deja după prima vizionare, impresiile participanților, mai ales ale copiilor, sunt excelente, deoarece într-un timp foarte scurt au avut posibilitatea să vizioneze scurtmetraje pe diverse teme și cu diverse tehnici cinematografice, animație, documentar. Cadrele didactice, de asemenea, ne-au precizat faptul că au fost foarte multe scurtmetraje educative pe care le pot valorifica în cadrul orelor de curs și foarte multe scurtmetraje pe care le pot utiliza ca element declanșator pentru creație, pentru compunerile pe care elevii le-au în programa școlară. Festivalul de scurtmetraj s-a desfășurat astăzi în peste 100 de orașe din 29 de țări. În urma vizionării, spectatorii buzoieni au votat 3 scurtmetraje preferate, iar o echipă de voluntari ai Centrului Cultural Francofon va prelucra datele de pe buletinele de vot și vor transmite rezultatele organizatorilor la nivel internațional. În urma voturilor spectatorilor din toate țările organizatoare, se va stabili un scurtmetraj câștigător care va fi premiat în luna mai la Paris. La Buzău, Festivalul Internațional de Scurtmetraj a fost organizat de Centrul Cultural Francofon, iar intrarea la spectacol a fost liberă.